Și ce se mai întâmplă în corpul nostru când avem ficat gras și, în general, când avem surplus de țesut adipos? Trăim într-o stare constantă de inflamație cronică în corp. Iar inflamația poate să ducă și la cheaguri. Așa că vorbim cu Ștefan Buznatu sau Dr. Hart despre aceste cheaguri. Da. Cum apar ele? Uite, avem și un desen. Ce avem aici? Cum ziceai tu, lucrurile pleacă de la inflamație. Sângele are tendința să devină mai viscos, ca să zicem așa, în condițiile în care se asociază anumite stări în care generează practic o scădere a fluxului, adică practic avem o stază, așa este denumită medical. Stază, ok. Stază. Există posibilitatea ca... Ce? Vă puteți să explicăm ce e aceea stază? Staza? Da. Practic discutăm de viteza cu care se întoarce sângele din picioare spre inimă. A măsurat-o cineva? Dacă nu ne mișcăm... Cred că ar merge și cu radarul așa, dacă stăm să analizăm, dar în principiu se poate măsura invaziv, apropo de viteza sângelui, dar e important de avut în vedere că sângele trebuie să se întoarcă la inimă ca să pompeze inima. Aici avem practic niște vene, da? Care duc sângele înapoi, spre inimă. Exact. Venele astea au și ele niște valve, vedeți acolo că sunt ca niște cuiburi de rândunică, așa se numesc ele. Cuiburi de rândunică, n-am mai auzit asta, dar într-adevăr seamănă niște cuiburi de rândunică și văd că acolo s-au tot pus rândunele, nu? Da, rândunele care înfundă vena. Sunt cheaguri, de fapt, exact. Sau cheagurile sunt alea care se rup în sus. Ce e foarte important de înțeles este că aceste vene nu au motor ca să trimită sângele în sus, așa cum au arterele, nu-i așa? Exact. Și atunci noi avem aceste vene printre mușchi și fix atunci când se încordează mușchiul, când mergem, nu? Atunci mușchiul apasă pe venă și trimite sângele în sus. Dacă nu mergem și stăm pe loc? El practic e exact ca o pompă mușchiul, pentru că comprimă efectiv vena și împinge în sus sângele și cuibul ăsta de rândunică practic blochează căderea sângelui înapoi. Dacă se încheagă și apar practic dopurile astea pe vene, în principiu apare o problemă destul de mare care se numește tromboza venoasă profundă. Ok. Și atunci fluxul de sânge e obstrucționat, piciorul începe să se umfle, doare și în principiu apare o inflamație accentuată și o impotență funcțională, că nu se va mai putea mișca persoana respectivă. Ok. Și cred că e important de avut în vedere că nu ne oprim doar aici, pentru că dacă avem piciorul ăsta umflat cu cheagurile alea de sânge, cum vorbim și la inimă, în principiu, că se rup plăcile de colesterol și cheagurile astea de sânge se pot disloca, se pot rupe și pot migra. Deci, în cuibul ăla de rândunică, pe care l-am văzut mai devreme, o rândunică pleacă, practic, da, și se duce spre inimă, unde n-ar trebui să fie, corect? Exact. Deci, este un cheag care se rupe, se duce pe venă și poate să ajungă, practic, da, direct în inimă. Se duce direct în inimă, dar problema e că nu se oprește acolo. Practic, sângele pleacă către plămâni. Și el pleacă către plămâni spre a fi oxigenat și dacă pleacă cu tot cu un cheag pe mai departe, obținem ce avem în imaginea asta, adică obținem o embolie pulmonară. Asta înseamnă, practic, că o arteră pulmonară devine obstrucționată și nu mai poate fi, practic, oxigenat bine sângele pe zona aia a plămânului. Și apare embolia pulmonară. Cum se manifestă? Ce este aceea? Păi, e extrem de important de avut în vedere că, practic, embolia asta pulmonară se poate manifesta cu niște simptome cardinale. Pe de o parte, să apară sufocarea, pentru că, cum ziceam, pierdem o parte din plămân. Da. Pe de altă parte, prin procesul ăsta efectiv de înfundare a arterei pulmonare, se produce un infart pulmonar, practic se pierde infart și zona aia pulmonar. De plămân. Și atunci e posibil să apară chiar și o durere toracică. Da. Și dacă zona respectivă e o zonă extinsă, adică e o arteră mare care e înfundată, artera asta, spre exemplu, cum e, practic din asta sunt ramificații care pleacă în tot plămânul. Și dacă se produce înfundarea ei de la origine, practic, și afecta tot plămânul, putem să vorbim de pierdere de știre, putem să vorbim de stare de șoc, putem să vorbim chiar de... Și deces. Deces. Bun. Deci trei elemente, oameni buni. În primul rând, evităm inflamația, da? Inflamația cronică, încercăm să scădem în greutate. În al doilea rând, facem mișcare. Și nu, știi cum foarte mulți oameni zic, ok, eu fac sport, stau 6 ore la calculator, după care mă duc să alerg. Mă interesează mult mai mult să faci mișcare în orele alea 6 în care stai la calculator. La fiecare oră, cum ai spus, ne ridicăm și facem un pic de mișcare ca să trimitem sângele în sus, să nu se mai așeze în cuibul ăla de rândunică și... 3 la mână, ne hidratăm. Atât de simplu. Ștefan, sfaturi foarte simple, oameni buni, vă rog mult, rețineți aceste sfaturi și vă rog să le aplicați. Mulțumesc!